Fostul atacant al generației de aur, Adrian Ilie, a fost prins băut la volan, avea o alcoolemie de 0,40. Polițiștii din capitală l-au dus la INML, dar acesta a refuzat prelevarea de probe biologice. În Ilfov, polițiștii rutieri au dat 95 de amenzi în valoare de peste 50.000 de lei unor șoferi care s-au urcat la volan drogați și băuți. A fost razie de amploare în Ilfov. Un bărbat a fost prins în timp ce conducea beat și drogat și nici nu avea permis. Tânărul a încercat să fugă inițial de polițiști și s-a dat jos din mașină. Nu a recunoscut nicio secundă că el era la volan. Cum ați ajuns aici, în locul ăsta? Cum ați ajuns în locul ăsta? Păi și domnul, de unde ați spuneți că v-a luat? Nu știu, eram pe stradă, eram deja în col, așa. Dați-i acolo, da? Nu a venit după noi. În aceeași mașină mai era un bărbat și el a susținut în fața polițiștilor că a venit tot pe jos și că nu a condus. Dar cine a fost? Cine a condus? N-am fost eu. Cei doi bărbați au refuzat să comunice cu polițiștii. N-ai permis, nu? Nu. Documente identitate? Nu am. N-aveți imediat noastră? Nu, pot să vă dau numele, prenume, okay. Adresă. 053. Adică e o valoare, adică? De alcool în aerul pur expirat de 053. Adică? Adică se va întocmi o lucrare penală. Decât o singură bere, vă zic simplu. O singură bere. Acum o oră jumătate. Și când te-am întrebat, ai zis că n-ai băut. Purta lui prietenul meu, am băut o singură bere. Aparatul drug test a arătat că bărbatul consumase și două tipuri de substanțe interzise. Poate acum o săptămână ai fumat. Poate acum o săptămână, poate, dar momentan nu știu de ce mi-a ieșit. Pe acesta a fost condus la unitate spitalicească pentru prelevarea de probe biologice. În cauza a fost întocmit dosar de urmărire penală. În timpul raziei numite blocada, polițiștii din Ilfov au dat 95 de amenzi în valoare de peste 50.000 de lei. Razia a fost și în Brăila. Într-o sală de jocuri de noroc, polițiștii au depistat un bărbat în vârstă de 33 de ani, pe numele căruia autoritățile din Austria au emis un mandat de executare a pedepsei închisorii. În total, polițiștii au dat 176 de amenzi în valoare de peste 64.000 de lei.